Numărul cazurilor de coronavirus în România a urcat la 9710 după ce în ultimele 24 de ore au fost înregistrate încă 468. Dintre acestea, 2406 au fost declarate vindecate și externate, în timp ce 508 persoane au decedat ca urmare a infectării. În județul Constanța, numărul cazurilor de îmbolnăvire a crescut de ieri cu 15, ajungând de astăzi la 213. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 106.300. 457 de teste. Totodată, la terapie intensivă, sunt internați 288 de pacienți. Polițiștii și jandarmii au depistat în ultimele 24 de ore 4.950 de persoane care nu au respectat măsura privind restricționarea circulației. Acestor persoane au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de 11.406.813 lei.